În Psalmul 113 este scris: lăudați pe Domnul, robii Domnului, lăudați numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Am citit aceste cuvinte potrivit cu tema din această seară. Învață să cânți Domnului. Să vă binecuvinteze Domnul pe toți, să putem cânta aici, în viața aceasta, în orice vreme să-L lăudăm și apoi să avem har de la Bunul Dumnezeu ca toată veșnicia să fim între cei ce sunt primiți înaintea tronului slavei sale împreună cu sfinții din cer să-L laude. Aș vrea în primul rând să învățăm, să știm, cum vreți să zicem, să îl cunoaștem pe cel căruia vrem să-i cântăm. Să știm cui îi se adresează cântarea. Deschideți cu mine, dacă doriți, sau cel puțin ascultați-mă ceea ce vă citesc din 1 Cronici, capitolul 16, unde este scris despre slujba laudelor care a fost înființată în vremea lui David, a fost o poruncă a Domnului dată prin prorocii săi. 1 Cronici, capitolul 16, de la versetul 4. A dat leviților sarcina să facă slujbă înaintea chivotului Domnului, să cheme, să laude și să slăvească pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Versetul 7. În ziua aceea, David a însărcinat pentru întâiași dată pe Asaf și frații săi să vestească laudele Domnului. Versetul 35. Ziceți, mântuiește-ne Dumnezeul mântuirii, strânge-ne și scoate-ne din mijlocul neamurilor, ce frumos ni se potrivește asta și nouă, ca să lăudăm numele Tău cel Sfânt și să ne punem slava în a Te lăuda. Așadar, cel ce merită toată închinarea, cel căruia merită să fie adresate laudele noastre, este Domnul. Asta este scris și în cartea Apocalipsei, că cei din cer îl glorifică fără încetare, citesc din Apocalipsa, capitolul 4, versetul 11. Deci, cu alte cuvinte, prin laudele pentru Domnul suntem introduși în atmosfera cerească. Iată cum proclamă pe Domnul cei din cer: vrednic ești, Doamne și Dumnezeu nostru, să primești slava, cinstea și puterea, că Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Aș vrea să observăm tot de la început într-o altă idee, căci cântările au un efect major asupra ființei noastre. Ele nu doar că sunt o laudă pentru Domnul, dar ne aduc sau ne induc această stare de închinare. Ne aduc în fața tronului lui Dumnezeu, în prezența divină, pentru a-L putea lăuda. Cum scrie aici în capitolul 5, în versetul 11, că în prejurul tronului erau, să spun pe scurt, multe ființe cerești și ei îl lăudau cu cuvintele menționate în versetul 13, acelui ce șade pe scaun de domnie și a mielui să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și scrie aici, cum cele patru fapturi vii ziceau amin și cei 24 de bătrâni, aici ne este prezentată lauda în cer. Dar ceea ce trebuie să înțelegem prin ceea ce spun acum, scrie aici în versetul 13. Și pe toate făpturile care sunt în cer, nu numai, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află aceste locuri, le-am auzit zicând acele cuvinte. Deci să intrăm în această atmosferă binecuvântată, cu întreaga noastră ființă, pentru că orice cântare, prin melodie, armonie și ritm,
implică Duhul, Sufletul și Trupul. De aceea vom vedea în cele ce urmează, este important textul cântării și toate celelalte componente care trebuie să ne aducă la o închinare sfântă. Cum citim, de exemplu, din Psalmul 118, unde este psalmul cel lung, așa numit, de laudă la adresa Domnului. Lăudați pe Domnul și enumeră aici diferite entități care să intre în acest corpus binecuvântat al lăudărătorilor Domnului, cheamă toate neamurile și prezintă diferite motive pentru care scrie în finalul psalmului: Tu ești Dumnezeu meu și eu te voi lăuda, Dumnezeule, te voi preamări. Și chemarea pentru toți: lăudați pe Domnul căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. Noul Testament are același apel, scrie la Coloseni, la capitolul 3, vă citesc versetul 16, de psalmi și cântări de laudă. Și prin aceasta, repet, intrăm în această atmosferă a cerului. Că de altfel noi suntem în parte intrați, chiar dacă nu pe deplin, și din alte puncte de vedere, în împărăția cerurilor. Că suntem născuți din nou. Împărăția cerului se instalează întâi înăuntru nostru și apoi va cuprinde fizic toată ființa noastră. Să dau aici un exemplu, știți cântarea: O Doamne mare, când privesc eu lumea. Dacă este o armonie, o melodie și un ritm care să concorde cu textul, nu se poate să nu intri în admirația Creatorului și în lauda ce îi se cuvine. Într-o a treia idee, în a învăța să cântăm Domnului, să-i aducem laudă, slavă, cinste, mulțumire, trebuie să știm că orice cântare are un compozitor, că acolo este originea unei cântări. Și nu putem să facem abstracție de starea spirituală a compozitorului. Pentru că o compoziție sacră e generată de Duhul lui Dumnezeu, iar orice altă operă neinspirată poate avea efecte care să ne împiedice să intrăm în atmosfera divină, poate avea anumite efecte negative asupra interpretului și asupra adunării, a celor din sală, dacă vorbim de cineva care cântă în fața unei audiențe. Spune David despre sine, vă citesc din cartea 2 Samuel, capitolul 23, și spun asta în vremea asta când e plin de cântăriți. Îmi amintesc că era încă vremea cu casete, cu bandă. Cineva m-a rugat să-i duc o plasă de casete, știți că sunt mai voluminoase, pare mi se în Italia. Și pe drum, mergând cu mașina, am tot pus câte una să ascult. Lăsam puțin, nu agream. Dacă mai erau cumpărate și la urmă am spus, cred că trebuia să cumpăr o cuvă de excavator de casete ca să aflu o plasă bună din ele. Acum nu știu care e proporția, dar vă recomand, dacă vreți să cântați Domnului, să nu luați orice cântare negândită, să nu luați cântări de piață. Spunea David aici, 2 Samuel 23 cu versetul 1, cuvântul unsului Dumnezeu, cuvântul cântărețului plăcut.
știți că el a compus aproximativ jumătate dintre psalmi. Și spune în versetul următor, Duhul Domnului vorbește prin mine, cuvântul lui este pe limba mea. În istoria creștină întâlnim compozitori, dintre care așa să amintesc pe Sebastian Bach sau Handel, Charles Wesley, care au compus mii de imnuri la noi în țară, poate cei mai fecunzi compozitori în mediul nostru religios, evident, evanghelic, sunt Nicolae Moldoveanu și Traian Dors. Nu-i tot una să ai de-a face cu o compoziție a unuia care a făcut închisoare pentru Domnul, care a plătit un preț față de cineva care compune vorba lui Eminescu, așa, versuri ce din coada au să sune. Acum mai nou nici nu mai trebuie să sune. Nu neapărat să respecte o rimă clasică. Oamenii ca aceștia amintiți începeau lucrarea cu rugăciunea Iisuse, ajută-mă, o sfârșeau cu inscripția numai pentru slava lui Dumnezeu. Se spune că lauratorul Mesia, compozitorul a spus, nu știu dacă eram în trup sau în afara lui. Oricum, avem și alții compozitori, oameni evlavioși. De exemplu, cântarea Am văzut paradisul în flăcări, compusă de fratele Dionisie Giuchici. Mi-a relatat cineva, era cu el în misiune când le-a spus pe dimineața ce vedenie de noapte avusese și apoi a compus acea binecuvântată cântare. Când a scris Am văzut paradisul în flăcări, efectiv l-a văzut în acea noapte. Să învățăm să cântăm așadar gândindu-ne la oamenii care au scris acele cântări, pentru că și compozitorul, creatorul operei muzicale, text, linie melodică, ritm, armonie, este principalul subiect în muzică. El adesea este și primul interpret. Apoi, tot în a învăța să cântăm Domnului, este important să știm că Dumnezeu nu primește orice om să cânte. Spune Scriptura în Psalmul 33, Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, oamenilor fără prihanele, așa de bine cântarea de laudă. Și vă rog, rețineți-o, în seara asta nu mă ocup de tot capitolul cântare, numai de cântarea de laudă pentru Domnul. Ca să fie acceptat cineva să-L laude pe Domnul, trebuie să fie într-o relație bună cu Domnul. Altfel, se întâmplă ce vă citesc la modul general despre slujire în Isaia la capitolul 1, de la versetul 13. Nu mă aduceți darul de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie, nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiurile unite cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicile voastre mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, sau îmi spune noi, ați cânta, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Iată ce mustrător era Domnul și prin profetul Amos. Citesc din cartea sa, din capitolul 5, versetul 23, direct despre muzică. Depărtează de mine vuietul cântărilor tale. Nu pot asculta sunetul alăutelor tale. Dar ei erau profesioniști. Scrie în 6 cu versetul 5, aiurează în sunetul alăutei. Se cred discursiți ca David în instrumente de muzică. Dar pentru astfel de situații valabil ce scrie în Isaia în capitolul 5, că Domnul va coborî în locuința morților mulțimea gălăjioasă și veselă a Sionului. Recent am spus unei persoane tinere că
Muzica este responsabilă de starea ei spirituală sau starea spirituală de muzica ce o ascultă. Este o corelație foarte strânsă. Și când mi-a spus ce ascultă, avea îndoieli și acea persoană. I-am recomandat să nu mă asculte acele piese. Dar ca să putem descifra ce e bun de ceea ce nu e bun, trebuie să fie starea noastră spirituală bună. Pe drept se spune încă din antichitate, dacă vrei să schimbi legile fundamentale a unui popor, începe prin a schimba muzica. Și asta în contextul nostru ar fi așa, dacă vrei să schimbi sau se va schimba starea spirituală a unei adunări în funcție de muzica ce o au. Dar vă rog, rețineți ordinea în care am pus ideile. N-am ajuns încă să discutăm despre cântarea propriu-zisă. Am discutat despre compozitori, despre cei ce interpretează. Dacă nu avem de-a face cu cântăreți evlavioși, n-au ce căuta să cânte. Pe acest motiv și altele asociate, nu agrez cântările cu negative. În primul rând, sunt o jertfă moartă. Ea s-a ars în studio și acum e ca și cum mi-aș înregistra eu predica și vin și v-aș pune în adunare. Și o să mai intervin din când în când, așa numai. Trebuie să fie o jertfă vie adusă aici. Nici mie nu-mi iese, după părerea mea, predica bună întotdeauna. Ce dacă nu iese cuiva cântarea tocmai bună și smintește ceva? Dar e ceva viu. Apoi, vorbim de cântăreți, s-ar putea cei din studiouri să fie doar niște profesioniști. Și să nu fie oameni curați. Cum s-a întâmplat într-o adunare, cineva a anunțat că doi tineri au o cântare. Și dintr-o dată s-au pornit negativele și m-a spus la slujitor, ai spus că-s doi. Vă ziceți numai doi. Zic, cum să fie numai doi, că ăștia doi cântă numai cu gură sau de cineva cu instrumente? A, zice, aia e negativul. Dar ăia sunt pocăiți? Păi nu știu. Dar tu ce faci cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului? Măcar atunci fii transparent și spune, ăștia cu vocea îi cunosc. Cine cânte cu instrumentele, nu știu. Cântăreții adevărați trebuie să fie ca leviții. Știți când a ales Dumnezeu pe leviți? Într-o zi în care se cânta, în ghilimele spus, fals. În Exod 32, cu ocazia confecționării vițelui de aur, s-au pornit pe joc și pe cântare. Și când cobora Moise de pe munte, i-a spus lui Iosua, care n-a putut să descifreze exact înțelesul sunetelor, dar Moise, poate cunoscând cântările celor de afară, nu știu exact, a zis Exod 32, versetul 18, ce aud eu este glasul unor oameni care cântă. Și atunci au fost aleși leviții, care nu s-au asociat cu cântarea din fața unui vițel de aur, cu idolatrie. Îmi vine în minte ce a spus Domnul unui proroc sau unui frate. De ce, îi vorbea un înger, nu mai cântați? Că din adunarea voastră s-am auzit în cer de 5 ani nicio cântare. Și respectiv au rămas foarte surprins, dar avem formații. Nu în cer nu s-a transmis. Pentru că Dumnezeu întâi se uită la cel ce aduce jertfa și apoi la jertfă. Îmi spunea cu tristețe și eu spun tot cu tristețe un dirijor de fanfară, că i-a spus unui tânăr, nu mai poți să lauzi pe Domnul că viața ta e vinovată. Și respectiv, ca un tânăr firesc, ce să-i imputăm prea mult, nu funcționează formația fără mine. Și spunea dirijorul, n-am fost
atât de surprins de lipsa lui de înțelegere a cerințelor divine pentru închinare, cât de faptul că slujitorii au zis, dar ce ne facem, să nu mai cânte formația? Și dacă nu mai cântă, și dacă nu se mai predică, atunci când este necesar să ne apropiem de Dumnezeu, Biblia spune foarte clar că trebuie să ne rezolvăm întâi problemele și apoi să ne aducem darul la altar. Altfel, n-am rezolvat nimic. Leviții au fost pentru Domnul, au stat deoparte și Dumnezeu pe astfel de principii i-a ales. Leviții erau oameni duhovnicești, pentru care o zi în curțile Domnului, că ei n-avea voie să intre în templu, valora mai mult decât 1000 în altă parte. Să vă citesc dintre multele pasaje care evidențiază spiritualitatea lor, doar pe cel din 1 Cronici, capitolul 25, unde scrie aici, în versetul 3, că erau sub cârmirea tatălui lor și proroceau cu arfa ca să laude și să mărească pe Domnul. Versetul 5. Heman, care era văzătorul împăratului ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu și să înalțe puterea lui. Observați? Altfel, ne înșelăm. Credem că aducem laudă Domnului și putem cădea sub incidența să aducem jertfa nebunilor. Nu oricine poate să laude pe Domnul. Apoi, în ultimul rând, vorbind în această ordine de idei, este important să analizăm textul cântării. Eu recomand celor ce conduc cântări în adunări să fie la fiecare slujbă, între altele, cântări de laudă pentru Dumnezeu. Astea sunt cele mai necesare. Sunt cântări de pocăință și și-au locul lor, de proclamarea unor adevăruri sfinte, o cântare înțeleaptă, cum scriem Psalmul 47, poate să conțină învățătură. Dar cântările care vor străbate veșnicia, care vor fi continuate și dincolo, așa cum observăm în cartea Apocalipsei, sunt cele prin care este lăudat numele Domnului. Am văzut uneori că unii agrează cântări după melodie, după instrumentație. Și le-a recomandat și învățătorilor de copii, înainte de a învăța pe copii o cântare, să le explice textul cântării. Ce spune acea cântare? Am observat cântări care nu sunt în acord cu Scriptura. Toate trebuie verificate. Dar în primul rând să găsim motive de a lăuda pe Dumnezeu, de a-i mulțumi, de a-l slăvi. Pentru că este drept să facem asta. Scrie Roman, capitolul 1, că oamenii s-au înstrăinat de Dumnezeu și prin lipsa laudelor. Asta am înțeles în urmă cu câțiva ani și mi-este atât de clar că dacă lipsește ceva, între altele, în atmosfera vieții noastre, în adunări, în casele noastre, este lauda pentru Domnul, care trebuie exprimată și prin cântare. Scrie Roman 1 cu versetul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit. Proclamarea lucrărilor Dumnezeu, mulțumirea pentru toate, lauda, trebuie exprimată prin cântare, pentru că și cântarea e ceva mai mult decât niște cuvinte exprimate, fiindcă ne aduce și sufletul, simțurile în întregime, în atmosfera asta cerească. Și vreau să vă spun în încheiere, dragii mei, că noi trebuie să facem pregătiri pentru veșnicie. Cântarea este de origine cerească și va continua pentru toată eternitatea, fiind o laudă adusă în primul rând Creatorului, scrie în Apocalipsa 4, și apare în Apocalipsa 5 o cântare nouă, Mântuitorului. Sunt cele două mari motive pentru care Dumnezeu merită să fie lăudat.
Încă de la creație scrie în Iob 37 că stelele Îngerului Dumnezeu îi aduceau laudă și cerul îi spune slavă lui Dumnezeu. Și spune Dionisie Giucici într-o poezie: fiecare frunzișoară poartă în ea o melodie, care urcă sau coboară, vântul cântă la vioară cu atâta măiestrie. Iar de vrei o sinfonie liniștită și minoră, în pădure pe câmpie poți să asculți o melodie când dorești la orice oră. Dacă natura laudă, dar noi care suntem mântuiți, câtă laudă ar trebui să aducem lui Dumnezeu? Incluzând compozitorul, cântărețul, cântarea, în toate dimensiunile ei trebuie să exprime această realitate a creației, a întregului plan al actelor mântuirii, descriind traseul păcătosului de la durerea pentru păcat până la bucuria mântuirii și lauda pentru veșnicie. Dragii mei, acum când tehnica permite peste tot să fie muzică, în genurile de muzică s-au diversificat și sacru riscă tot mai mult să se amestece cu profanul. În Apocalipsa că biruitorii fiare vor cânta o cântare nouă și eu cred că această biruință va fi dată de capacitatea de a separa cântările între altele, evident. Cei ce vor ști cum trebuie cântat, ce trebuie cântat, vor fi pe marea de sticlă. Și cum scrie și în Apocalipsa 14, vor cânta o cântare nouă înaintea scaunului de domnie. Cântare care nu-i pentru toți. În schimb, muzica lumească, profană, este și asta cu un amestec spiritual, dar negativ. Știți că în Valea Dura, pe fond de muzică, s-a produs închinarea. Pentru că muzica sporește capacitatea de închinare, manifest o atracție mai puternică, o dedicare profundă. O fie ca să putem cânta aici, lăuda pe Domnul așa cum se cuvine, cum și Domnul a lăudat cu ucenicii și Pavel și Sila în temniță. Puteau să cânte doine acolo în închisoarea din Filip, dar au găsit motive să cânte cântări de laudă. Asta am vorbit în această seară. Să nu uităm că noi trebuie să-i cântăm Domnului și eu sunt tare deranjat și cred cerul întreg și îngerii când ne dăm noi cântări așa cu dedicație unul altuia și când ascultăm muzică. Nu noi trebuie să ascultăm muzică, Dumnezeu trebuie să asculte muzica noastră. E normal să asculți o cântare până în veți, dar apoi este binevenit să cântăm noi Domnului. El merită laudele noastre. Noi nu cântăm sălii să ne aplaude. Nu ne cântăm unii altora, acum mă refer în mod special cântările de laudă care sunt pentru Domnul, astea trebuie toate să curgă spre El. Pentru că muzica cuprinde întreaga noastră ființă și poate să ajute foarte mult stării de apropiere de Dumnezeu, de închinare. Dar să ținem cont și de compozitor, să ne cercetăm atunci când cântăm ca să fim acceptați de Domnul, dacă nu să ne rezolvăm problemele. Dragii mei, când David a fost în păcat, n-a compus. Și prima cântare care a compus-o a fost cea de penitență. Altfel am fi niște falși. Și Dumnezeu ne respinge, chiar ar stârni mânia. Și să urmărim în cuvintele noastre, să cuprindem într-un mod cât mai bogat toate lucrările pe care Dumnezeu le face, așteptând să intrăm în atmosfera cerească, acolo unde, cu siguranță, nu mai trebuie să verificate cântările, nu mai purtăm stresul și emoțiile care unor le avem ca slujitori, gândindu-ne ce cântăreți apar, ce cântări vor mai fi, ce influențe vor intra în adunare. Să fie referitor la cântare, și cu asta închei ce spunea Dors în două versuri, mă duc să-mi iau o harfă nouă, și o altă carte de cântări, și un alt veșmânt de cununie spre ziua dulcei așteptări. Atunci, cu mâinile slăvite, vom legăna cerești finici, înălțând spre zări nebănuite cântările începute aici. Dumnezeu să vă dea har și nouă tuturor să ne ajute să putem cânta în așa fel
încă Dumnezeu să fie slăvit, să primească laudele noastre și la sfârșit să putem intra în corul sfinților, cum le-am spus cândva copiilor noștri de la orchestră. Știți că puteți să aveți acces în orchestra veșniciei, între cei ce vor lăuda pe Domnul pentru vecii vecilor. Doamne, ajută-ne! Amin!